Cardul de sănătate este pentru mulți sălăjeni, mai ales de la sat, o necunoscută. Sunt însă și mulți sălăjeni din mediul rural care au înțeles la ce folosește cardul respectiv. Suntem, doamnelor și domnilor, în localitatea sălăjeană Crazna. Stăm de vorbă cu câțiva localnici pe care îi vom întreba dacă au primit cardurile de sănătate, dacă le-au activat și dacă știu la ce se folosesc. Bună ziua, cum vă numiți? Mă numesc Băudrijan, sunt din Crazna. Ați primit cardul de sănătate? Da, într-adevăr, am primit cardul și am folosit. Deja am fost la medicul de familie și deja a intrat în vigoare. Deja e pusă pe televizor, acolo, pe internet, sau cum se zice. Așa e. Și v-a spus cineva la ce se folosește și cum se folosește? Ba, au zis medicul că de acum înainte tot cu cardul ăsta venim orice problemă avem. Și ăsta acolo trecut de toate datele, toate personale și bolile și tăcea de asta. Pentru asta se folosește, nu? Bună ziua, stăm de vorbă cu? Stan Ioan. De unde sunteți, de aici, din Crazna? Da. Ați primit, domnul Stan, cardul de sănătate? Da, am primit-o și de-așa am folosit-o deja. Știți la ce se folosește? Da, pentru la medic de familie. V-a explicat medicul de familie la ce se folosește și cum se folosește? Da. Bine, mulțumim, să aveți multă sănătate. Da, sănătate. Da. Și l-ați folosit până acum, l-ați activat? Încă nu, că nu trebuie. Nu trebuie. Dar v-a spus medicul de familie la ce se folosește sau cum se folosește? Da, merem un an, o dată, dar acum nu-i trebuie altceva. Am primit, dar nu v-am fost la medicul cu bani. Deci nu știți la ce se folosește? Nu știu. Nu folosit încă. Dar v-a spus cineva la ce se folosește și cum? Nu zis nimic. Nu v-a spus nimeni nimic, așa-i? Nu. Bine, multă sănătate! Să rămână, doamnă! Cum vă numiți? Birtu Jușcă. Ați primit, doamnă, cardul de sănătate de la medic? Avem. V-a spus cineva cum să-l folosiți? Nu știu, nu-mi pământ.